O serie de nehotărâri ce părea nesfârșită, Ana Maria și Bogdan se poziționau mai luminoși ca niciodată în fața camerelor de luat vederi pentru a face un anunț cu adevărat important. Tocmai am luat decizia împreună cu Ana să ne căsătorim aici. Nu ți-am zis că ne căsătorim aici, 1 august. Și am vrea să... Știm că Iza o să vină, știm că ai mei o să vină toți și am vrea să face cumva să vină și fratele Anei. La ziua ta cea mare. Te-am mai întrebat dacă vreau. Nu vrei. Nu mai gândesc. Se mai gândește, așa că puneți pauză. O să mânci tu mie zilele. Vrei să ne căsătorim în bine? Da. E sigur? Sunt foarte sigur. Ce nu mă răzgândesc. Tu vrei? Nu m-ați râd fasolele. Vrea și ea, da. Da, deci pe 1 august vă așteptăm pe toți. La ziua cea mare. Dar ce ți-o mică așa niciodată? Da, nu mi-a venit dintr-o dată. Mă gândesc de vreo câteva zile. Acum e momentul să facem pasul cel mare. Acum sau niciodată. Bine, hai, te las să dormi. Dar Ana Mariei numai la somn nu era gândul, căci anunțul făcut de Bogdan merita exploatat și sub forma glumelor. Totuși eu înseamnă un răspuns. Îl vei afla pe întâi. Atât azi trebuie. Pe întâi. Acum ori niciodată. Acum ori niciodată. Zi, vrei să te căsătorești cu mine pe 1 august? Mie mi-a spus odată întrebarea asta. Ți-am răspuns odată. Vrei. N-am spus pe întâi. Vrei. Vrea. Nu există. Nu există. Nu există. Nu există nu. Nu există nu. Îl vei afla pe întâi. Da. Da. Ne căsătorim pe 1 august. Să fie Bacnev, în adevăratul sens al cuvântului? Da. Doamna Bacnev. Doamna Bacnev. O să vină și doamna Bacnev. O să vină și prima doamnă Bacnev și a doua doamnă Bacnev. Toți o să vină. Acum că fericirea lor putea fi savurată din plin, Bogdan și Ana Maria treceau la planurile de căsătorie, stabilind o ordine a priorităților. Mi-aș dori sincer oricum ar fi. Da, deci, Iza, acum e momentul să îngropați topoarele. Da, mi-aș dori ca să-mi fie ambe alături, pentru că... Sper să-ți fie amândoi alături. Și maică-ta, bineînțeles. Da. Bineînțeles. Mama știu că o să fie. Chiar e sigur. Foarte. Da, ce, serios, ce niciodată. Nu eram bine, așa nu aveam mai așa. Tu să fim și mai bine. Bine, să fugă. Vrei să rup poarta? Că poți să ajungi acolo în față să zici și nu, atâta strebe. Vai. Parcă mi-am luat o piatră așa de pe inimă. Serios? Da. De ce? Aveai o piatră pe suflet? Păi da, că nu, mă stăteam și mă gândeam de vreo câteva zile în stau și mă gândesc. Ce cred că sună bine, Bacnev, Ana Maria Felicia. Dar și Lăpuște e destul de unic. Ei, și acum să ne spui puțin din culisele acestei decizii. Da. Câte-ai tu duminică? Exact. Duminică. M-am gândit de... Mă gândesc de vreo săptămână. Și ai ținut-o pe jar așa, cu nu ăla în brațe, nu, cu tensiunile alea. Am și zis că dacă chiar aș vrea să mergem să depunem actele... Ia stai puțin. Așa... A contat cum a reacționat după petrecerea burlacilor? Nu. Nu știam, că știam că așa va reacționa. Știam. Și atunci, de ce acum și nu, știu, nu acum două săptămâni când erați așa amândoi? Am stat și m-am gândit și
Cu ea vreau să fac. Cu ea, cu ea vrei să faci, cu ea vrei să rămâi? Cu ea vreau să Doamna rămân, Bahnev, cu ea vreau, nu? Să... Da, cu ea vreau să merg mai departe. Ana, ai părut surprinsă. Da. Adică nu aveam nicio treabă, eu am acolo liniștită. Da. Păi am spus că îi dau răspuns pe 1 august. Mi se pare normal. Până la urmă, cel mai îndreptățit să vă întrebe chestiunea asta este primarul. Da. Lui îi datorați un răspuns, nu? Exact. Ce ziceți, doamna Iona, vă așteptați? Da, eram sigură de așa ceva. Da? Da, i-am și lăsat, nici n-am mai stat pe lângă ei. Da, zis, nici eu n-am mai întrebat, nici eu nu mai întreb, gata, v-am spus de acum, mi-am luat mâinile de pe voi, vă întreabă primarul.